Atenție la broaște! Plictisitoare de științele naturii. Mie îmi spui, mai bine not în sucul gastric al unui vierme negru. Mai bine fac orice altceva. Atențiune! Luați loc, executarea! Cu excepția asta? Da, cred că și unui vierme negru ar fi frică de doamna director. Domnul Fuster nu va preda săptămâna aceasta. Se pare că dorește să se bronzeze la tropice. A preferat să câștige o vacanță cu toate cheltuielile incluse, însă neautorizată de director. Pregătiți-vă să faceți cunoștință cu noul vostru profesor, domnul bucătar șef Henri. El vă va învăța știința din spatele bucătăriei franțuzești. Este ora de științele naturii. Bonjour, dragi elevi! Mă bucur să fiu alături de voi și cred că și voi vă bucurați să învățați de la cel mai bun bucătar din Singleton. Am gătit pentru regi și regine, chiar și pentru primarul orașului. Ulala, ce onoare! Mai bine zis, ce plictiseală! Pe cine interesează gătitul? Ui, ce distractiv! În sfârșit o oră pe gustul meu! Rapsodia, obișnuiam să îl ajut pe unchiul Verum la bucătărie. Frica la grătar cu dinte de zamint, cu sos alb, bineînțeles. Blea, dacă voi ajunge vreodată pe planeta lui Caltie, aduceți-mi aminte să-mi iau mâncare la pachet. Îmi place să gătesc, îmi place să gătesc, îmi place să gătesc. Asta e, am găsit soluția. Dacă lui Caltie îi place să gătească, atunci va iubi bărbatul și va găti pentru ea. Se pare că avem un extraterestru în zonă. La treabă, băieți! O diversiune și totul se rezolvă. Voi îndreptați-vă spre ușă, eu vă prind din urmă. Se pare că nu merge. Va trebui să încerc noul meu dispozitiv. Să fie ceață! Ah, nu! Dar nu pot să ved nimic în fața ochilor! Fumele ăsta este gros ca supă de mazăre! Ignorantule! Cât de rău ai putut să arzi mâncare într-un minut? Bine, deci unde sunt extraterestrii? Astea par fi urme de nave spațiale. Sau poate că a făcut cineva un grătar imens azi noapte. Cine a ars iarba aceasta folosit un fixativ serios pentru asta? Cat, se numește extintor. Păi și atunci ce face focul să aibă volum? Minunat! Nu-i de mirare că nu găsim nimic scanul la rotorazna. Se tot mută de pe detectare de extraterestri pe detectare de reptile. Păi, în cazul meu e cam același lucru. Ce? Salutare, fraierilor! Prietenii spune Herptilius, dar dușmanii îmi spun stăpâne. Wow! Ori am fost noi micșorați, ori avem în față o broască imensă! Uite! Asta ar trebui să-ți răspundă la întrebare. Nu sunt hotărât. Oare ce-mi place mai mult, o muscă dimineața, gustul sau consistența? Unde rămăsesem? Da. Chris, haide repede! Avem un extraterestru la mlaștină! Avem nevoie de ajutor, repede! O să încerc, Sammy. Mai întâi să scap de aici. Dar de ce? Cratița e pentru suflerul, nu pentru ciorapi. Acum e șansa mea. Chris, am o mare problemă. Am nevoie de ajutor, sunt disperat. Te rog, ajută-mă. Ce? Înghite asta, broscuță. Dar sunteți atât de plictisitori cu replicile voastre. Hei, știi ce s-a întâmplat cu ultima reptilă care mi-a zis că sunt plictisitor? Trebuie să gătesc ceva pentru Cathy, dar nu știu cum. Ia uite! Arată ca o brioșă mutantă! Exact,
Gata, vorbeam! Ești singura mea speranță! Ajută-mă să găsesc o cale către inima lui Cathy! Prin stomac! Bine, bine, dăm drumul la mână, o să te ajut cu rețeta, dar numai un minut și vorbesc serios, nu mai mult de un minut! Da! Bine, bine, și atunci ce o să gătim acum? Ce durează 5 secunde cu tot cu pregătire? Termină cu glumele, Chris! Încerc să impresionez iubirea vieții mele! Nu cumva ăla e noul simulator Z6? Nici măcar nu l-am văzut în magazine! Trebuie să fie tare interesant! Z6? Unde? Recombinatorul molecular va rezolva problema într-o secundă. Stai, regulile NBC spun că pot folosi echipamentul numai în misiuni. Dar, practic, misiunea mea este să ajung la ceilalți. Se pare că sunt și un pic bucătar până la urmă. Acum să... N-ai niciun 10-6, doar... Chris! Frisura asta arată superb, superb! Katia te crede că sunt un bărbat super! Oricând, acum chiar trebuie să... Foarte bine! Nu e rău deloc pentru un începător! Deci asta se întâmplă când folosești echipamentul în afara misiunilor. Nici vorbe! Nu plecați nicăieri până nu curățați mizeria asta! Minunat! Echipa o să nebunească, nu o să mă creadă niciodată! Nu e deloc bine! Cum de e Chris? Oare cu ce scuză penibil o să vină de data asta? Ce mâini puternice ai! Pentru o momeală de pește e destul de puternic. Am văzut pui de țestoasă mai înfricoșători. După mine. Oh, dar ce târziu s-a făcut. Mi-e rău că trebuie să vă ving acum. Cathy, acum. Se pare că până la urmă nu era atât de tare. Hei, a dispărut. Da, dar ne-a lăsat un mic cadou. Lăsați-mă pe mine. Analizatorul de substanță extraterestră ne va spune totul despre saliva pe care a lăsat-o în urmă broasca noastră. Analizatorul a găsit o legătură între saliva broaștei și ADN-ul extraterestru de pe planeta Lilipadia. Acum să căutăm informația în supercomputerul MBC. Bingo! Se pare că un grup de cercetători amfibiozi au condus un experiment secret pe o broască terestră. Spune aici că specimenul ce a rezultat a fost foarte puternic, foarte inteligent, având un singur punct slab, obsesia de a mânca muște terestre. Ciudat! De ce ar vrea amfibioizii să creeze o super creatură și apoi să o trimită pe pământ? Of, copiii ăștia încep să mă enerveze! Trebuie eu să-i rezolv cumva, trebuie să fac ceva! Mult mai bine. Poate au câștigat o luptă, însă războiul abia a început. Nu vreau oră cu bucătarul Henri. Asta să ne învețe probabil să facem picioare de barză. Serios? Dacă știam, mi-aș fi luat și celălalt stomac cu mine. Se pare că ora trebuie să mai aștepte. Avem probleme și... Probleme duble și în părți opuse ale orașului. Cathy, tu rămâi cu Sam. Chris, tu vii cu mine. Dacă nu cumva vrei să rămâi să gătești împreună cu bucătarul șef Jeremy. Pe ei, să-i prindem. Cathy, vezi și tu ce văd și eu? Nu văd nimic! Exact, Cathy! Ia uite! Se pare că cineva tocmai a împrumutat una din luminile stradale ale orașului. Se pare că au împrumutat chiar 4! De ce nu s-au dus să le împrumute de la bibliotecă? Pentru că nu se eliberează permise de bibliotecă broaștelor. Așa mai merge! Ăsta este locul, însă nu observ nimic ieșit din comun. Alo, poliția! Unde sunteți? Vreau să văd niște arestări! Cu excepția lui!
e Bernie. Deci acum înțeleg anumite lucruri din aspectul exterior al lui Ralph. Da, aș chiar nu sare departe de trunchi. Vreau să-mi recuperați imediat Lamborghini Urix-T. E cea mai valoroasă mașină din colecție. Ceva îmi spune că nu huliganii au furat mașina. Cel puțin nu huliganii pământeni. Hei, Sammy, nu am găsit niciun extraterestru, însă am găsit altceva. Lasă-mă să ghicesc, resturi de muște? Aici peste tot sunt urmele lui Herptilius. Dar înregistrările arată că ambele dispariții au avut loc în același timp. Nu e ciudat? Poate are vreun verișor apropiat sau... Dacă are, o să le arătăm că pământul nu e un loc propice pentru reuniunile de familie. Cu excepția familiei mele. Avem o problemă aici, Sammy. Ne întâlnim la restaurantul de pe strada King. Știi tu, acela luxos. Da! Chris, atenție! Ce se întâmplă aici? Au nebunit doar de broaștele? Toate astea pentru o oală? Nu se leagă! Bucătarul Henri? Aici erați! Un moment excelent pentru pauză de masă, nu? E din ce în ce mai ciudat, Sam! Se pare că Henri e implicat cumva! Mă întorc la școală și dau drumul la supraveghere. Dacă Herptilius are vreo legătură cu Henri, acolo va lovi. Bine! Noi ne îndreptăm către mlaștină! Mergem la prins broaște! Ați înțeles? Pe ei! Acum să instalăm câteva capcane pentru broaște. Chris, aici erai? Bun, am încercat să fiu drăguț cu tine, dar a venit vremea să fim serioși. Trebuie să terminăm prăjitura. Și dacă nu mă ajut, nu pot fi făcut răspunzător pentru ce se va întâmpla. Păi, hei, mă ameninți cumva? Tu pe mine? Bineînțeles că nu. Ai intrat în calculatorul principal al școlii și ați modificat toate notele în 5 sună amenințare? Nu ai avea curaj. Nu trebuie disperate, cer, vă sunt disperate. Bine, dar să ne grăbim. Ați slujit bine, oșteni verzi, lipicioși și mlăștinoși. Poate că într-o zi veți evolua și voi la fel de frumos ca mine, ca mine, ca mine. Nu mai contează. Momentul adevărului a sosit. Mai întâi, trebuie să ne terminăm treaba pe care am început-o. Săriți, curajoșii mei. Săriți așa cum nu ați mai sărit niciodată. Îmi place mirosul ăsta de muscă dimineața. Miroase a răzbunare. Ia uite, ce zici? A? Spune. Bună încercare, trebuie să plec. Dar Chris, nu poți, e singura mea șansă. Dacă mă vede Katia asta, nu mă voi iubi niciodată. Voi fi terminat, distrus. Ultimul ingredient al rețetei este aer super comprimat. M-am însăturat de voi? M-am însăturat! Nu, domnule Henri, nu puteți pleca! Așteptați! Am numit acest dans spărgătorul de bucătari. Cât de inteligent! Ora de balet s-a terminat, Herptilius! Nu-ți fă griji, mlăștinosule! Vei avea destul timp pentru a dansa acolo unde vei merge! Am un vac cu vader cu numele tău pe el! Nu înțeleg, Herptilius! Care e problema ta? Am fost o simplă broască, dar una fericită. Asta până când am fost răpită de un nebun mâncător de picioare de broască! Vino cu mine, frate! Nu vei mai suferi niciodată! Acum a venit vremea ca bucătarul șef să vadă și el cum este. Frumoasă poveste, dar va rămâne o poveste. Nu o să-l atingi nici măcar cu un deget pe Herni. Nu vă mai săturați odată! Ah!
Nu mă speriați voi pe mine cu una, cu două. Sau pe uștenii mei. Haideți, drăguțelor, a venit vremea să dezvăluim arma perfectă. Pământeni, pregătiți-vă pentru Robot Fibo! Și pe lângă asta este un adevărat magnet pentru broscuțe! Către școală! În seara asta vom avea la cină picioare de bucătar! Sammy, ce se întâmplă? Reptilius îl vrea pe Henri ca aperitiv. Ne ducem după el, nu-l pierdeți din vedere. Fiți cu ochii în patru. Am plecat! Adie, școala din Singleton! Sunt pregătit! Zilele tale sunt numărate, bucătare! Deja sunt gustul acelor picioare sfârșite, dar crocante! Scuze, Herptilius, dar tocmai ți-a fost anulată rezervarea! Wow! Cu floare rost, e prea puternic, ne depășește. Chris, nu mai putem să-l ținem. Ce bine că mi-am luat cu mine pușca laser. Ah, nu, am primit o eroare C46 datorită decompresiunii brusce și explozive a aluatului de prăjitură. Ce mă fac acum? Stai un pic, a luat de prăjitură, asta este. Sper că broscuței noastre îi place picant. Ding dong! Aici este broasca super inteligentă și răzbunătoare. Țineți motoarele pornite și apa în clocot, băieți. Lipsesc doar un minut. Deci, bucătare, iată că ne întâlnim din nou. Ce înseamnă asta? Cine e creatura asta dezgustătoare? Ba, dar sunt jenit că nu-ți mai aduce aminte. Poate asta va fi un stimulent de memorie. Experimentul meu, dar au trecut atâția ani. Acum e posibil. Domnule Henri? Până la urmă, tot îi voi găti lui Cati o prăjitură. Și dacă nu vei reuși, voi muri încercând. Wow, nu se poate. Bravo, Chris. Îi va plăcea la nebunie prăjitura asta. Și mă va plăcea și bebile. Herptilius e în clădire. Să-l lovim cu prăjitura surpriză. Of, nu, prăjitura a dispărut. Trecem la planul F. Pe aici. Ce cauți aici? Cati, am vrut să-ți ofer asta. E o dovadă a dragostei mele pentru tine. Am pregătit o chiar eu singură. Adică vreau să zic aproape singură pentru tine. E minunată! Așa cum le făcea și unchiul Vairom. De unde ai găsit mustăți de pisică veruviană în perioada asta? Cati, scuze de deranj, dar avem puțină treabă. Noi aici. Sigur, trebuie să iau la pachet. Nu, Cati, aruncă prăjitura! Asta chiar a făcut mizerie. Ai vreo idee cât costă șorțul ăsta? A fi trebuit să te gătesc când ai avut ocazia. Pare că am nervos, nu-i nimic. Se rezolvă cu o baie foarte fierbinte în oala mea. E mult prea rezistent pentru lasere. Lăsați-mă pe mine. Am o gustare pentru Herptilius pe care nu o va uita niciodată. Lansăm prăjiturile! Poftă bună! Ai
Muștele, muștele mele! Lăsați-le broaște de lacul meu, sunt ale mele! Se pare că poți scoate broasca din mlaștină, însă nu poți scoate mlaștina din broască. Și așa se încheie povestea super broaștei gigant! Repede, grăbiți-vă! Domnul Henri ne așteaptă la ora 7 la restaurant. Ne-a promis o cină pe care nu o vom uita. Cartofi prăjiți? Abia aștept! Vă-ti minunat! Unchiul Verum ne-a trimis una din prăjiturile sale cu muște. Vrei să spui cu mere, nu? Nu, tocmai ce a început sezonul muștelor. Scuce pe rapsodia. Vrea cineva o bucată înainte să plecăm? Atenție la broaște! Plictisitoare de științele naturii. Mie îmi spui, mai bine not în sucul gastric al unui vierme negru. Mai bine fac orice altceva. Atențiune! Luați loc, executarea! Cu excepția asta? Da, cred că și unui vierme negru ar fi frică de doamna director. Domnul Fuster nu va preda săptămâna aceasta. Se pare că dorește să se bronzeze la tropice. A preferat să câștige o vacanță cu toate cheltuielile incluse, însă neautorizată de director. Pregătiți-vă să faceți cunoștință cu noul vostru profesor, domnul bucătar șef Henri. El vă va învăța știința din spatele bucătăriei franceze. Este ora de științele naturii. Bonjour, dragi elevi! Mă bucur să fiu alături de voi și cred că și voi vă bucurați să învățați de la cel mai bun bucătar din Singleton. Am gătit pentru regi și regine, chiar și pentru primarul orașului. Ulala, ce onoare! Mai bine zis, ce plictiseală! Pe cine interesează gătitul? Ui, ce distractiv! În sfârșit o oră pe gustul meu! Pe rapsodia obișnuiam să îl ajut pe unchiul Verum la bucătărie. Ferica la grătar cu dinte de zamint cu sos alb, bineînțeles. Blea, dacă voi ajunge vreodată pe planeta lui Cati, aduceți-mi aminte să-mi iau mâncare la pachet. Îmi place să gătesc! Îmi place să gătesc! Îmi place să gătesc! Asta e! Am găsit soluția! Dacă lui Cati îi place să gătească, atunci va iubi bărbatul și va găti pe care... Se pare că avem un extraterestru în zonă. La treabă, băieți! O diversiune și totul se rezolvă. Voi îndreptați-vă spre ușă, eu vă prind din urmă. Se pare că nu merge. Va trebui să încerc noul meu dispozitiv. Să fie ceață! Ah, nu! Dar nu pot să ved nimic în fața ochilor! Fumele ăsta este gros ca supă de mazăre! Ignorantule! Cât de rău ai putut să arzi mâncarea într-un minut? Bine, deci unde sunt extraterestrii? Astea par fi urme de nave spațiale. Sau poate că a făcut cineva un grătar imens azi noapte. Cine a ars iarba aceasta a folosit un fixativ serios pentru asta? Cat, se numește extintor. Păi și atunci ce face focul să aibă volum? Minunat! Nu-i de mirare că nu găsim nimic scanul la roată razna. Se tot mută de pe detectare de extraterestri pe detectare de reptile. Păi, în cazul meu e cam același lucru. Ce? Salutare, fraierilor! Prietenii spune Herptilius, dar dușmanii îmi spun stăpâne. Wow! Ori am fost noi micșorați, ori avem în față o broască imensă! Uite! Asta ar trebui să-ți răspundă la întrebare! Nu!
Plusul hotărât. Oare ce place mai mult, o muscă dimineața, gustul sau consistența? Unde rămăsesem? Da. Chris, haide repede! Avem un extraterestru la mlaștină! Avem nevoie de ajutor, repede! O să încerc, Sammy, mai întâi să scap de aici! Dar de ce? Cratița e pentru suflerul, nu pentru ciorapi! Acum e șansa mea! Chris, am o mare problemă! Am nevoie de ajutor, sunt disperat! Te rog, ajută-mă! Ce? Înghite asta, broscuțo! Oh, dar sunteți atât de plictisitori cu replicile voastre! Hei! Știi ce s-a întâmplat cu ultima reptilă care mi-a zis că sunt plictisitor? Trebuie să gătesc ceva pentru Cathy, dar nu știu cum! Ia uite! Arată ca o brioșă mutantă! Exact despre asta vorbeam! Ești singura mea speranță! Ajută-mă să găsesc o cale către inima lui Cathy! Prin stomac! Bine, dă-mi drumul la mână! O să te ajut cu rețeta! Dar numai un minut! Și vorbesc serios, numai mult de un minut! Da! Bine, și atunci ce o să gătim acum? Ce durează 5 secunde cu tot cu pregătire? Termină cu glumele, Chris! Încerc să impresionez iubirea vieții mele! Nu cumva ăla e noul simulator Z6? Nici măcar nu l-am văzut în magazine! Trebuie să fie tare interesant! Z6? Unde? Recombinatorul molecular va rezolva problema într-o secundă. Stai, regulile NBC spun că pot folosi echipamentul numai în misiuni, dar practic misiunea mea este să ajung la ceilalți. Se pare că sunt și un pic bucătar până la urmă. Acum să... N-ai niciun Z6, doar... Chris! Frisura asta arată superb, superb! Cathy te crede că sunt un bărbat super! Oricând, acum chiar trebuie să... Foarte bine! Nu e rău deloc pentru un începător!